Păcate pentru domnul Marian și pentru echipa domniei sale, a avut ghinionul să aibă un acționar majoritar reprezentat de un primar din 2004 până în prezent, de un primar nepriceput. Și totodată a avut ghinionul de fiecare dată când un investitor a venit la uzina electrică, s-a interesat și a intrat în procedura de achiziție a pachetului majoritar de acțiuni și în 2005 și iată, în 2012, acel investitor selectat tot de către acționarul majoritar a dat faliment. V-aș reaminti faptul că în perioada 2004-2005 a fost înființată societatea BioNL. Vă aduceți aminte? Societatea urma să preia producerea de energie electrică și în cea de-a doua etapă producerea de energie termică, iar în cea de-a doua etapă trebuia să producă energie electrică cu acționar majoritar câteva societăți din Ungaria, între care, dacă bine mi-aduc aminte, Transelectro, se numea una dintre societăți, și acționar minoritar Consiliul Local. Capitalul pus la dispoziție de către acționari, aproximativ 100.000 de euro la acea vreme, a fost consumat de către societate într-un timp relativ scurt. Societatea la acea vreme avea un singur angajat, remunerat, din câte știu eu atunci, cu peste 1.000 de euro pe lună, iar în 2 ani de zile fondurile s-au terminat, Consiliul Local a contribuit și el, din câte știu, cu peste 20.000 de euro la această sumă și nimeni nu mai vorbește de BioNL. Au urmat două proceduri de privatizare ratate. În 2008-2009 societatea, după cum știți, a intrat în insolvență, în reorganizare, iar în 2010 această societate din Ungaria, Distritern, vine să preia transportul și distribuția agentului termic de la uzina electrică, după care este interesată de achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni, Distritern solicitând acest lucru. Dar, în 2012, Distritern dă faliment, pleacă, la fel cum au plecat și cei de la Transelectro, acționarii de la BioNL. Culmea, tot din Ungaria. Sau întâmplător, tot din Ungaria. Acum se discută foarte mult de această conductă și, sigur, se încearcă pe alocuri politizarea acestei dispute. Se vorbește foarte puțin de elemente juridice, tehnice, așa cum noi am încercat, cum Claudiu a încercat aici în fața dumneavoastră să o facă. Această conductă despre care se discută are o lungime de aproximativ 9 km, undeva din zona Kaufland până în cartierul Brădet. Și ea a fost vândută de către uzina electrică, fiind în domeniul privat al uzinei electrice, către Distritern. Iar municipalitatea ridică din umeri și spune dacă era un domeniu public sau privat al municipalității, sigur nu se vindea. Fals. Fals pentru că uzina electrică nu putea să vândă un bun, fie el și aflat în domeniul privat al uzinei, fără acordul acționarului majoritar, care este primăria Zalău. Așadar,
primăria Zalău, acum, sigur, se gândește cum să achiziționeze această conductare, iar atunci nu s-a opus, dimpotrivă, s-a bucurat de faptul că uzina electrică încasează o sumă importantă de bani. Consiliul local, primăria, fiind scutiți astfel de a mai pompa anumită sumă de bani în uzina electrică. Deci atunci le-a convenit și de aceea și-au dat acceptul ca acționar majoritar să vândă această conductă. Sunt și suntem extrem de interesați de valoarea la care se va achiziționa această conductă, pentru că evaluarea pe care am văzut-o în Consiliul Local duce la aproximativ 1 milion de lei plus TVA. Valoarea de inventar, valoarea neamortizată din datele pe care le dețin este de aproximativ 1,5 milioane de lei plus TVA. Iar Distriterm a vândut, după cum știți, către firma mamă din Ungaria această conductă pe o sumă importantă. 3,2 milioane de lei. Nu știu dacă a încasat acești bani sau s-au realizat anumite compensări între ei, dar aceasta este valoarea facturată. Și atunci suntem extrem de interesați să vedem cât va plăti municipalitatea către firma mamă din Ungaria. Sigur, unii le plâng de milă celor de la Distriterm, săracii, au venit în Zalău și au înregistrat pierderi de peste 2 milioane de euro. Din câte, din informațiile pe care le am, cam aceasta ar fi valoarea pierderilor înregistrate de Distriterm în relația cu municipalitatea. Eu le spun celor care se îngrijorează de soarta celor de la Distriterm să aștepte să vadă cu cât vor vinde cei de la Distriterm cele peste 4,1 hectare de teren achiziționat de la uzina electrică gard în gard cu societatea Michelin. Interesant, Michelin, după cum știți, România dorește extinderea fabricii de anvelope de camioane Silvania, exact în zona respectivă. Este interesant și cu cât au achiziționat acel teren. Deci, sigur, mai avem puțin de așteptat. Ce mi se pare de asemenea important și voi în baza legii 544, liberului acces la informațiile publice, puteți afla, este modul în care au fost desemnați în consiliile de administrație reprezentanții municipalității. Nu vreau să fac un proces de intenție nimănui. Și azi o să mă refer la o singură persoană. Membru în Consiliul de Administrație în intervalul 2008-2009 și după ieșirea din insolvență câteva luni, în 2012, pentru că în intervalul 2009-2012 Consiliul de Administrație a fost suspendat, membru în acest Consiliu a fost, din datele pe care eu le am, un mare specialist în distribuția agentului termic. Președintele Sindicatului Liber al Pensionarilor din Sălaj,
domnul Ilie Gorgan. Dumnealui deschidea mitingurile electorale ale PSD Sălaj în campania, sau USL Sălaj în campania pentru alegerile locale. Întâmplător, peste tot unde candidatul USL la funcția de președinte al Consiliului Județean mergea și discuta cu oamenii, înainte domnul Gorgan avea de comunicat lucruri importante despre situația sindicatului pe care îl reprezintă, despre oportunitățile pe care le pot avea pensionarii din comuna respectivă, apelând la domnia sa. Iar după finalizarea discuțiilor de față cu mine, pentru că n-aș fi spus aceste lucruri dacă nu eram de față la astfel de acțiune, se deplasa printre oameni și spunea: știți, noi trebuie să-l votăm pe candidatul PSD, pe domnul președinte. Sigur, este dreptul domniei sale să facă politică, dar nu pot să nu constat și să nu văd dublul limbaj pe care în mandatul 2008-2012 l-avea, pe de o parte spunându-mi și bombardându-mă cu scrisori din partea sindicatului, acuzându-mă că nu lupt pentru drepturile pensionarilor, nu lupt pentru ca punctul de pensie să fie 45% din salariul minim. Și azi nu văd nicio reacție din partea acestui domn, fost membru Consiliului de Administrație a Uzina Electrică, nicio reacție când USL nu mărește punctul de pensie pe principiul 45% din salariul minim, ci merge pe principiul contributivității, unul corect, și nu văd nicio reacție din partea acestui domn când peste 8.000 de pensionari proveniți din majoritatea din fostele CAP-uri nu beneficiază de majorarea pensiei sociale minime de 350 de lei, cu nimic. Am făcut această legătură ca să vedeți cine au fost cei care în timp au decis soarta uzinei electrice. Sigur, pe parcurs, dumneavoastră puteți să vă documentați și să vedeți azi, de exemplu, cine sunt specialiștii care conduc sau sunt, care fac parte din Consiliul de Administrație al uzinei electrice. Cam acestea ar fi elementele pe care am ținut să le adaug. Încă o dată încerc să fiu cât mai departe de zona politică și să văd acțiunile care s-au întreprins așa cum vi le-am prezentat aici, corect și logic, prezentate cronologic, pentru că uităm foarte repede de unele aspecte și de fiecare dată discutăm de ce se întâmplă azi, ce facem azi, cum luăm conducta, dacă luăm conducta, cu ce preț și așa mai departe, fără să discutăm de ce s-a ajuns aici. Și am ținut în mod special să vă prezint aceste elemente. Dacă aveți întrebări pe această temă. Sper să fie unul fericit pentru cei 10.000 de copii, pentru instituțiile care sunt racordate la rețeaua uzinei electrice și pentru cetățenii care încă mai sunt racordați, abonații care sunt racordați la rețeaua uzinei electrice. Nu este neglijată suma cu care pe care municipalitatea o va plăti în contul companiei, ținând cont de faptul că în primul rând uzina electrică nu putea vinde această rețea chiar dacă era în domeniul privat al
uzinei, atât timp cât acționarul majoritar nu își dădea acord. Sigur, aici echipa de negociere are un avantaj în sensul că dacă nu vor ajunge la o înțelegere, soluția nu este alta decât instanța. Și atunci nici ei nu își încasează banii și situația se, nu știu, se prelungește. Sunt acum discuții de natură. Discuții de natură juridică, da, se pot purta inclusiv asupra faptului că această societate aflată în insolvență a vândut această conducturi. Știm că contractele încheiate cu 3 ani, dacă nu mă înșel, înainte declanșării procedurii insolvenței și în cadrul procedurii insolvenței pot fi atacate sau susceptibile de anulare. Mă rog, sunt speculații juridice pe care n-are rost să le facem, ceea ce m-a indignat și pe mine la Consiliul Local este faptul că, pe de o parte, le plângem de milă celor de la Estar că au pierdut nu știu câți bani din relația cu noi, în condițiile în care mai avem o creanță de 400.000 de euro la ei. Pe de altă parte, nu ne indignează nici situația, adică nu le plângem de milă nici celor care sunt în pericol de a li se opri agentul termic și nici municipalității care este nevoită să negocieze sub presiune încheierea unui contract cărui valoare este de minim 1.100.000 de lei. Totuși, 11 miliarde de lei, mi se pare o sumă imensă pe care este în joc, dar este suma minimă, pentru că ați văzut că partea ungară negociază la o sumă mai mare și nu știm la ce sumă se va ajunge. Cu siguranță are și mai ieftin. La ce anume, cum s-a putut inclusiv cei de la Electrica, nu au la chestii de genul acesta, că sunt bani, nu sunt bani, nu e sigur monopolul, au firme și chestii de participare la bani. Și nu trebuie să poate lucruri la așa ceva. Bun, sigur că nici pe noi nu ne preocupă situația financiară a societății Estar în niciun caz. A fost un contract, li s-a concesionat serviciu, au avut de plătit o redevență, au penalități de plătit, au amenzi, se pare că nu și-au respectat clauzele contractuale. Ne preocupă foarte puțin situația financiară a lor și mai mult situația în care se găsește Consiliul Local acum și